organism odată cu venirea primăverii sunt niște lucruri care se întâmplă într-adevăr. Aș începe prin a spune că ieșind din hibernare, corpul nostru începe să răspundă la senzațiile exterioare. Evident, lumina în cantitate mai mare. Începem să avem chef să mai ieșim pe afară pentru că sunt alte temperaturi. Vom începe să avem pofte în general, pentru că venim după o perioadă în care corpul și-a cam terminat resursele. Este dorința corpului de a se revitaminiza, de a-și face din nou plinul de minerale și vitamine. Primele zarzavaturi ale primăverii au un efect revigorant, odată cu urzici, odată cu lăptuci. Cu tot felul de frunze verzi, putem să ne colorăm farfuria și să facem atât mâncare gătită, cât și mâncare proaspătă din ele. Ce ar fi foarte important? Este ceea ce recomand pacienților mei, să se asigure că vizual jumătate din farfurie este cantitate de legume. Este foarte important să mâncăm fructe și legume din sfera noastră geografică, pentru că la nivel de ADN noi am moștenit niște gene formate după cele ale strămoșilor noștri, care tot pe aici au locuit. Cu același conținut al solului, cu același conținut de minerale al apei, cu fructe, cu legume, cu alimente din acest areal. Și atunci ideal ar fi să-i dăm organismului informație codificată genetic pe care o recunoaște ușor. Țineți post? Țin post, sigur că țin post în perioada de Paște și de Crăciun. O săptămână la început și o săptămână la final. Bunicii mei țineau postul integral. Am stat și m-am gândit de ei în ori. De ce au trăit până la vârsta de 90 de ani? Pentru că ei țineau postul integral. De la cap la coadă. Nu exista ca ei să mănânce în perioada postului de dulce. Postul este un moment important prin care putem să-i dăm un pic de repaus sistemului digestiv de la digera proteinele animale. Este foarte frumos să vorbim de post în România pentru că noi avem urzici, putem face o ciorbă de urzici, avem lăptuci, avem ridichii, avem spanac, avem ceapă verde. Sunt multe, multe alimente din arealul nostru pe care le putem pune în farfurie și putem fi foarte inventivi. Putem face ceva foarte colorat din ardei, gras, din niște ridichii tăiate și doar dacă punem niște frunze de spanac am rezolvat o farfurie din care jumătatea de care vă vorbeam mai devreme înseamnă legumele. Suplimentele de minerale și vitamine de la Naturalis, votate produsul anului 2018, te ajută și în această iarnă să treci mai ușor peste zilele friguroase și să rămâi sănătos. Calciul, magneziul, zincul protejează organismul, reduc oboseala și mențin sănătatea pielii, părului și dinților. Vitaminele C, D, B6 susțin producția de colagen, luptă împotriva îmbătrânirii și întăresc sistemul imunitar. Cocktailul de minerale și vitamine ajută funcționarea normală a sistemului nervos, activitatea inimii și crește imunitatea.